Instanța i-a admis lui Sorin Oprescu o contestație și a dispus înlocuirea arestării preventive cu cea la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile. Decizia este definitivă. Am de gând să-mi văd sănătate, dar de problemele juridice or să se ocupe domnii avocați în așa fel încât... Da, vom avea multe lucuri de vorbit pe parcurs. Care e primul lucru pe care îl faceți când ajungeți? Ce spuneți de acuzațiile că ați luat mită pentru atribuirea contractelor? Sincer, îmi fac insulină. El le-a transmis și un mesaj bucureștenilor. Vreau să le mulțumesc tuturor care m-au susținut moral și prin gesturile pe care le-au făcut. Oprescu este acuzat de luare de mită și abuz în serviciu.